că maică mea îmi zicea că sunt copii moldoveni mai sărmani ca mine. Adică mă duceam la maică mea după școală, mamă, mamă, nu mă place Ioana. Și maică mea era, ce? Nu te place Ioana? Sunt copii în Moldova care beau vodcă din bălți. Sunt copii în Moldova care merg desculți prin mall. Ce pula mea e asta? Oricum, cel mai de căcat mi se par oltenii. Bă, oltenii au tot felul de verbe de-astea. Văzuserăm, făcuserăm, futuserăm, futuseserăm. Tot felul de verbe care la un moment dat am aflat că sunt de fapt un timp verbal și că se numesc perfectul simplu. Din punctul meu de vedere, perfectul simplu e un timp verbal care trebuie să moară în liniște. Dar știți, oltenii n-au fost de acord cu mine. Perfectul simplu trebuia să moară în liniște, dar oltenii i-au spart ușa, au intrat peste el în casă, l-au lovit cu bocancul, l-au înțepat cu sabia și i-au zis, scoală brec, că avem treabă cu tine. Perfectul simplu, evident, a refuzat cine pula mea merge cu oltenii, așa că oltenii l-au luat pe sus, l-au băgat în porpacaș, l-au dus la periferia limbii române și l-au abuzat morfosintactic. Și după au plecat cu toții mândri de ceea ce făcuseseră. Și acum să ne gândim ce pula mea zicea Eugen. A, da, că era din Bacău. Iese la suprafață bucureșteanul din mine. Sunt venit de 2 ani de la Constanța, dar pula mea. Și să vedem, și sunt din Bacău și am niște prieteni țigani. Adică-i Bacău, nu te aștepți la mai mult. Și pe unul cheamă Fieraru. Și pe celălalt tot Fierarul, pula mea, sunt țigani, se pricep la fier. Și după totul se duce atât de în jos și pare atât de gay. Adică, nu știu, voi ce vă amintiți de la Eugen? Spuneți-mi cu mine ce vă aduce aminte de ce a zis Eugen. Altceva. Așa îl cheamă. Nu, mă. A fost la prez... Ce-ai? Și pe tasul tot râmă-l chema. Râmă, dar ce pula mea, a fost la pescuit? Sau e altă glumeșoată despre labă și am vrut să duc la pescuit și am plecat râma? Centru vechi. A, mergem la masaj în centru vechi. După ce am dat la râmă, sunt în moldovei din Bacău. Adică pula mea, unde să mergem, la bibliotecă? Adică îți dai seama, masajul centrul vechi e un fel de casino pentru moldoveni. Îți pare niște bani, vezi ce spică, niște lămâni, niște cireșe. Ce folosești, centrul vechi? A, da, și l-a mai invitat o Muchinca. Era foarte ciudat, a zis că sunt indian de la Redneck. Era atât de stupid. Ce-a mai făcut Eugen? Nu știu ce vă mai aduce aminte din ce-a făcut Eugen. Recit un cuvânt. Ce? Ce-a mai zis? A, băietul? Yeah. Așa vorbesc moldovenii între ei. Mamă, câtă prăjeală. Tot... moldoveni care fundează o remolță asta. Mi-a descurs pe mor. Bă, nu știu cam atâta, mă mulțumesc frumos, o să vă prezint cum am prezentat Eugen.